Salut! Eu sunt Adela și astăzi o să vă învăț cum se face brățara asta. Sau asta, cu ce culori vrei tu. Brățara asta poate să se facă pe patru unelte. Prima unelte e două creioane. Poți să folosești. Sau un pișcător. Sau asta. E o chestie mai specială. Sau asta. Asta se numește Monster Tail. Na, pe două pioane o să folosești în cele 8. Eu o fac pe asta. Vă arăt cum se face. Înainte trebuie să vă puneți, din culorile care vreți să faceți, să vă puneți ce un planning. Luați, de exemplu, eu fac cu alb. Pun două albe, pe aceea două roșii. Și mă țin de astea și nu fac nici alta. Deci, iau una albă și pun aici. Dar, acum aveți grijă, nu pun așa, poate că crede, dar o întorc o dată, vedeți? Așa, o întorc o dată și o pun. Ca să devină un 8, un sort de 8. Na. Acum pui iar un alb, vezi că după un alb vine încă un alb. Și pui încă o dată o roșie. Un roz, roșu. Dar acum, pentru că ai trei una sub alta, luăm aia de jos și o punem peste, în mijloc. O ducem pe pion și o punem în mijloc. La fel facem și în partea cealaltă. Luăm, ducem pe pion și o punem în mijloc. Acum, după primul roșu, vine al doilea roșu. Iei un roșu și pui aici. Pentru că sunt trei, luăm aia de ultima și o punem peste. După al doilea roșu, vine un alb. Punem peste și cealaltă. Dacă nu merge cu asta, atunci puteți să luați și cu mâna. Cum vă place vouă mai mult. Acum punem iar un alb. Sau puteți să faceți cu orice culori vreți voi, dar să faceți una din asta, să știți cum trebuie să faceți. Să nu uitați. După alb vine roșu. După roșu vine iar alb. Și vezi cum se face. Foarte ușor. Deja s-a făcut un pic de brățară. Asta e singura chestie ce trebuie să faceți. Doar că trebuie să faceți de multe ori până devine brățara la fel de lungă cât vreți voi. După alb vine roșu. Dar tot să fie trei, una sub alta și atunci de-abia să luați și să puneți. Că altfel nu devine așa de frumoasă. După roșu vine alb. Și asta tot faceți tot timpul. Până e brățara cât de lungă vreți. Na, uite, dacă folosiți două creioane, începeți așa. Luați un alb, puneți un 8, puneți iar un alb. Iar un roșu și începeți. Luați de jos, cu
Cum aici îmi place mai mult să iau cu mâna, ca să vedem la mai bine. Și faceți mai departe. Cu pișcătoarea, începeți la fel. Așa, puneți un 8, unul alb, unul roșu, și începeți de jos. La monster tail-ul, cum zic eu, un alb, faceți un 8 doar pe astea două pioane. Luați încă un alb. Și asta, luați ăla de jos. Și ăla de jos. Bine, hai să facem mai departe. Acum văd că trebuie să pun încă un roșu. Unde am rămas. Așa, după alb vine roșu. Sunt pe ultima sută de metri. Am
terminat imediat. După alb, punem roșu. Să fac, dacă mi-e bună. Da! Mai fac roșu ca să-l termin frumos. Și vedeți că termin cu un roșu și am început cu alb. Deci, acum. Nu mai punem încă un alb, cum credeți, dar luăm ultima, că acum sunt doar două, luăm ultima ca să rămână doar una. Din fiecare parte. Acum o mutăm pe asta, nu stai, mutăm pe asta pe partea cealaltă. Acum, puteți alegeți. Ori folosiți una din asta, ori folosiți una din asta. Eu o folosesc pe asta, pentru că asta îmi place mai mult. Luăm aici, o băgăm pe aici și o tragem. Vedeți, e prinsă? O dăm jos și am prins-o. Acum doar trebuie să o mai legăm. Luăm astea două, cercurile alea două, punem pe deget și luăm partea cealaltă și o prindem tot așa. O băgăm, scoatem. Și asta e brățara care am făcut-o astăzi. Suntem pe ultima sută de metri. Am terminat imediat. După alb, punem roșu. Să fac, dacă mi-e bună. Da! Mai fac roșu ca să-l termin frumos. Și vedeți că termin cu un roșu și am început cu alb. Deci, acum. Nu mai punem încă un alb, cum credeți, dar luăm ultima, că acum sunt doar două, luăm ultima ca să rămână doar una. Din fiecare parte. Acum o mutăm pe asta, nu stai, mutăm pe asta pe partea cealaltă. Acum, puteți alegeți, ori folosiți una din asta, ori folosiți una din asta. Eu o folosesc pe asta, pentru că asta îmi place mai mult. Luăm aici, o băgăm pe aici și o tragem. Vedeți, e prinsă? O dăm jos și am prins-o. Acum, doar trebuie să o mai legăm. Luăm astea două. Cercurile alea două, punem pe deget și luăm partea cealaltă și o prindem tot așa. O băgăm, scoatem. Și asta e brățara care am făcut-o astăzi.